venit cât de repede am putut, dar să fii ambasadorul prieteniei îți ocupă tot timpul. Să faci niște împăcări între câinii de diamant cu amfibienii nu a fost deloc ușor. Tocmai de asta te-am ales. Mă bucur că ai venit. Deci, care-i urgența? De când am preluat conducerea școlii, m-am concentrat pe predarea magiei, iar acum eleva mea model pierde cea mai importantă lecție. La ce te referi? Să spunem doar că îmi prinde bine să-l am pe sfătuitorul și ambasadorul prieteniei lângă mine. Maestatea ta a venit. Lasă să intre, Gallus. Maestatea ta. Luster, chiar dacă sunt conducătoarea Ecvestriei, eu tot profesora ta am rămas. Și ați fost minunată. M-am bucurat de fiecare moment petrecut la școală. Dar nu cred că asta este locul potrivit pentru mine. Înțeleg. Și nu merge. Aș putea petrece luni în bibliotecă făcând cercetări. Doar că aici e vorba numai despre a-ți face prieteni. Dacă asta e problema, atunci ești unde trebuie. Asta e și ideea. Nu vreau să-mi fac prieteni. Ce? Și ai preferat să te retragi de la școală în loc să-ți faci prieteni? Aș fi preferat să mă dedic studiului independent. Mi-am propus să ajung la nivelul tău într-o bună zi. Va fi greu să faci fără prieteni. N-aș fi așa sigură. Prietenia nu pare a fi decât o distragere și nimic mai mult, mai degrabă o pierdere de timp. Ce? Știu că tu și cu prietenele tale ați trecut prin multe, dar asta a fost acum multă vreme. Și din câte văd, e singură acum. Alo, ambasadorul regal e chiar aici. Și nu e nimic în regulă cu asta? De fapt, e chiar mai bine. În plus, dacă prietenia nu ține, de ce mai pui prietenii pe primul loc? Știi ceva, Luster Dawn? Așa-i. Ce? Prietenia e mai grea decât munca? Asta e eleva ta model? Prietenia durează și n-ai de unde să știi dacă va ține. Poate să fie complicat, poate chiar să fie un haos și nu iese niciodată cum te aștepți. Prietenia e greu de controlat. Îmi amintesc cum a fost când am realizat că poate nu va fi pe viață. Twilight? Sunt sigur că am terminat. Trebuie să verific încă o dată, Spike. Dar am verificat deja. De două ori. Totul. Aha! Vezi? Ai uitat revista asta. Bine că am verificat din nou. Mersi, dar am citit-o deja pe asta. Nu trebuie să o mai iau cu mine. Nu. Iubești puterea poneilor. O luăm cu noi. Serios, Twilight? Nu trebuie să încarci bagajele. Nici nu știu dacă mai vreau să o citesc. Totul se schimbă, iar eu m-am mărit. Doar pentru că totul se schimbă nu înseamnă că trebuie să lași în urmă ce iubești. Oh. Doar nu te îngrijorezi pentru că plecăm, nu? Nu, știu că va dura ceva, dar n-am mai fost mai pregătită pentru ceva vreodată. Doar pentru că sunt gata să stau pe tron în Canterlot, nu înseamnă că-s gata să plec din Ponyville. Am fost așa preocupată să salvez Ecvestria de Tirek, Crisalida și Cozy Glow, încât nu m-am mai gândit. Dar acum vin toate grămadă. Grămadă? Încoronarea, mutarea, ne părăsim prietenii. Am crezut că vom conduce Ecvestria împreună. Așa vom face, dar nu va mai fi la fel. Viețile lor sunt aici. Noi plecăm, iar ei nu. Și nu-mi vine să cred că îi lăsăm în urmă. Dacă o să rupem legătura. Nu m-am gândit în felul ăsta. Vorbește cu ele. Cred că și ele se simt la fel. Așa e, Spike. Mersi. Uneori, cel mai bine e să vorbești cu un prieten. Deci, nu te îngrijorează ce o să se întâmple după ce o să mă mut în Canterlot? Desigur că nu. Schimbarea naturală ca anotimpurile. Așa e și viața la fermă. Așa cred. Oricum, trebuie să așez cutiile astea în ordine. Avem multă muncă acum că toate Ecvestria vine la încoronarea ta.
Îngrijorată? În niciun caz! Asta doar dacă nu vorbești despre încălonare, pentru că atunci sunt. Bineînțeles că am rezolvat cu tortul, dar mai sunt foarte multe de făcut. Sincer, nu cred că Gami e persoana potrivită pentru artificii. Dar cum va fi după încoronare? Crezi că lucrurile vor fi diferite? Păi, din moment ce va trebui să organizez eu petrecerile de acum, va trebui să merg mai mult acolo. Deci asta e diferența? Dar nu-mi prea pasă. Nu, sigur că nu. Excelentă treabă, prieteni! Sunteți pregătiți! Josephine, dacă tu și porumbei plecați acum, vom ajunge împreună în Canterlot. Elvi și Hubert, plecați și voi! Știu că e un drum lung, dar e în regulă. Voi aduce gustări ca să vă refaceți înainte de spectacol. Toată lumea trebuie să odihnească. E prea mult pentru aripioarele voastre. Toată lumea să se pregătească pentru încoronare. Mă bucur că putem să mai repetăm înainte. Sunt așa de emoționată. Dar nu pot imagina un pony mai emoționat decât tine. Suntem la Canterlot să fii încoronată. Nu mă pot gândi la nimic rău despre asta. Da, nici eu. În 3, 2, 1 și... Uite, Rainbow Dash, știu că este important pentru tine și vrem cu toții să iasă special. Dar e sigură că trebuie să fie așa de complicat? Normal, și știu că putem reuși. Scuze, Twilight, dar nu am timp de vorbă. Mai avem foarte multe de făcut până la încoronarea ta. Dragă, schimbarea face parte din viața modernă. Pe viitor, eu cred că ar trebui să fac haine și pentru cei care nu sunt ponei. Viața evoluează când vine vremea. De exemplu, din întâmplare am avut inspirația de a-mi schimba textura materialelor, adăugând pânza băianjenilor. Durează foarte mult să producă pânza, dar merită așteptarea, pentru că va străluci foarte frumos. Vezi tu, dragă, schimbarea poate fi minunată dacă o accepti. Starlight trebuie să ajungă. Aș vrea să-ți dăm ceva înainte de plecare. Știi ceva? Cred că ai dreptate, Twilight. Ar trebui să-mi iau revistele la Canterlot. Nu pot lăsa superponeii aici. Nu cred că poneilor le pasă, Spike, cum nu le pasă nici prietenilor. În regulă, Twilight, ești gata? Am venit să te vedem, știi tu, mai sunt multe de făcut. Veniți și voi cu noi? Trebuie să merg cu Big Mac ca să stabilim lista pentru produse, ca să știm ce să primim. Și eu trebuie să mă văd cu Wonderbolt ca să repetăm traseul încă o dată. Eu merg cu Gami! El se va ocupa de toate artificiile. Vă vine să credeți că se ocupă de artificii? Iar eu trebuie să hrănesc porumbei și rățuștele până la Canterlot. Dacă nu vor mânca, vor fi prea slăbiți ca să mai zboare. Păi, dacă tot voi sta singur în Canterlot, voi lua și trenul singură. Pa, presupun. Oh, dar nu vei fi singură, dragă. Am destul timp să-ți accesorizez rochia pentru ceremonia în tren. Dar trebuie să plecăm. N-avem timp de pierdut dacă vrem ca ceremonia să iasă perfect. Asta e problema. Vă stresați atât ca ceremonia să iasă perfect, dar că plec din Ponyville nici măcar nu vă pasă. Exact. Te-ai mutat, lor nu le-a pasat. Și asta a fost. De fapt, nu-i chiar așa. Bineînțeles că ne pasă de plecarea ta, Twilight. Nu pot să cred că l-ai crezut asta. Ce te-a făcut să crezi asta? Am tot încercat să vorbesc cu voi despre asta, dar pe voi nu v-a preocupat decât încoronarea. Așa e, v-am văzut. Presupun că a fost o distragere pentru noi. Știam că ești îngrijorată de toate schimbările, dar m-am gândit că dacă o să mă prefac, totul e în regulă. Poate așa e. Am încercat să te fac să te simți mai bine, doar ca să nu mă simt așa teribil. Înainte să vin în Ponyville, nici nu știam ce e prietenia. M-ați învățat atâtea, nu pot să cred că s-a terminat. Și când mă gândesc la viitor, am senzația că nu vom mai fi împreună. Mă voi muta de aici și îngrozitor. Și mie mi-e teamă. Și mie? Dragă, eu sunt îngrozită. Da? Nu m-aș numi speriată. Că nu o spun cu voce tare, nu înseamnă că nu simt asta. O să-mi lipsești atât de mult. Mă gândesc într-un an numai la cât de mult se vor schimba lucrurile. Da, dacă nu o să ne mai vedem. Dacă nu o să mai vorbim așa mult. Dacă nu mai rămânem prietene. Știu că e ciudat, dar să vă pe toate supărate mă face mai puțin îngrijorată. E drăguț, dar ar trebui să fii mai îngrijorată că pierdem trenul spre Canterlot.
Scuze de întârziere, credeam că nu o să vă primim. Nu e timp! Oh, nu! L-am pierdut! Dar poate... Bun, suntem în tren. Totul va fi bine, așa-i? După ce că nu aveam destul timp să fac stelele din pânză, acum mai sunt și în urmă. Sper că Baby să-și dea seama ce să livreze de unul singur. Presupun că acestea conțin cel mai rafinat cidru de mere. Da. Oh, a venit în sfârșit sosul de mere pe care l-am comandat pentru parfeul de la încoronare. Asta e sosul de mere? Da. Nu am gustările de care am nevoie, porumbei și răsuștele înainte de spectacol. Trebuie să mă duc să caut. Trebuie să ajung la Wonderbolts. Unde e echipa mea? Păi te-au așteptat. Când au văzut că nu vii, s-au dus după tine la Canterlot. Singurul lucru pe care îmi fac griji e Gami ținând artificiile. Sunt sigură că e ok. Păi, ar putea fi mai rău. Vai de mine, tu ai la idei, ești în regulă? Am avut niște mici piedici pe drum, dar totul e bine acum. Amândouă suntem foarte, foarte mândre de tine. Dacă vrei să te odihnești, e în regulă. Doar e încoronarea ta. Dar totuși, ar fi bine dacă am începe. Ești gata? Nu! Nu poate fi încoronată fără rochia de încoronare. Bine atunci. Cetățeni din Equestria și din afara ei. Sora mea și cu mine am condus tărâmul ăsta foarte mult timp. Dar cu toții știm că schimbarea vine la un moment dat pentru fiecare. Noi știm că face parte din viață și e la fel de normal ca răsăritul și apusul soarelui și al lunii. Fapt de care sora mea și cu mine suntem foarte mândre să o anunțăm pe cea care va prelua frâiele. Arăți minunat! Oh, era să uit! Și acum, fără alte rețineri, vă prezint pe noua conducătoare a Equestriei, Prințesa Twilight Sparkle. Scuze! Twilight? Știu că nu sunt gustările promise, dar e tot ce-am găsit. Ei bine, cu deși sau fără, Twilight va fi încoronată. Wonderbolt, decolați! Nu, stați! Pentru Twilight! Hai că merge. Bine, înțeleg acum. Încoronarea ta a fost așa un dezastru când nimeni nu și-a revenit după și de asta v-a separat. Păi, ești pe aproape. Deci, încoronarea n-a fost un dezastru, dar prietenia voastră s-a destrămat de-a lungul anilor? Nu tocmai. Scuze că am întârziat, dar este așa de greu să găsești ceva cu sincerul mărfii pentru asta mică. Sincer, aș fi venit mai repede, dar nici nu-ți închipui cât de aglomerat e pe Yaki-Yakistan în ziua de azi. Poate am ajunge și noi undeva la timp dacă m-ai lăsa să fac și eu lucruri în loc să le faci tu singură. Poate te-aș lăsa dacă ai face cum trebuie. Oh, scuze, cred că nu suntem ultimele, așa-i? Haos trebuia să ajungă la o conferință, altfel ar fi venit și el. Presupun că dacă sunteți tot timpul împreună... Că încă suntem prietene? Nu asta e ideea poveștii. E adevărat că totul a fost un dezastru. Păi, măcar încoronarea s-a terminat. A fost măreț. Voiam să spun exact același lucru. Știu că poate nu a fost ceremonia visată de tine, doar că mă bucur să vă văd fericite. Am vrut să-ți dăm asta înainte să plecăm, dar a fost prea multă agitație.
Dacă tu te vei muta, ne-am gândit că atunci o să-ți fie dor de noi sau de Bonneville. Și asta ar ajuta. Oh. Un album cu amintiri. Cu toate avem unul. Indiferent când ne-am schimbat, mereu vei avea asta să te amintești. Îl iubesc, mulțumesc mult. Dar nu vreau să privesc doar în urmă. Normal că încoronarea n-a fost perfectă. Dar nu contează, legătura noastră e cea mai importantă și trebuie să o păstrăm. Dar acum că vom fi la distanță, nu știu cum vom reuși. Eu știu. Propun să ne vedem o dată pe lună. În plus, primul meu anunț în calitate de conducător este să vă numesc Consiliul Prieteniei. Și ce veste minunată este! Mereu am știut că indiferent de ce obstacol ar apărea, voi veți reuși să o dați la capăt, împreună. Și știm că Ecvestria va fi pe mâini bune dacă voi toate, împreună, veți avea grijă de ea. Și îți vom fi mereu alături dacă vei avea nevoie. Dar pentru moment vom pleca. Plecați? Sperăm că vei veni să ne viziteze odată și odată. Dar acum e timpul tău să conduci de una singură. Sunteți mai mult decât capabile. Mulțumesc pentru tot! Deci, chiar dacă totul s-a schimbat și te-ai mutat de lângă prietenii tăi, nu v-ați separat? Și ăsta e Consiliul Prieteniei? De asta sunteți toți aici? Da, la ora asta în fiecare lună. Ha, ce vrea să spună ea e că așa am reușit să stăm împreună. Și cum am reușit să înfruntăm împreună orice problemă care amenința Ecvestria? Dar cel mai important este că am reușit să păstrăm legătura. Uneori, prietenia e grea și nu e ușor să o menții, dar fără prieteni îți este și mai greu. Nu m-am gândit că e de lucru la o prietenie și vreau lucrul ăsta. Presupun că dacă nu se destramă, să-ți faci prietenii o pierdere de vreme, cum credeam. Dar am fost așa de concentrată pe studii încât nu știu de unde să încep. E în regulă, fiindcă știu eu unde să te trimit. Când am început, eu m-am gândit. Și prieteni n-aveam loc. Nu mi-a fost ușor, dar am văzut că singură mi-aș fi putut.